Acolo, 4, Eric, acolo, oprește! Eric, aici! Așa, hai Darius, hai Darius, hai Darius! Hai Darius! Hai Darius! Du-te mai în dreapta, Dominic, du-te mai în dreapta! Joacă balonul, Gigi! Joacă-ți poate balonul, Gigi! Alex, ți faci mă jos acum! Thank you.
Continuați această tradiție pentru viitorii moștri sacri ai rugbii românesc. Și pentru că vorbim despre moștri sacri ai rugbii românesc, astăzi aveți ocazia să vedeți în carne și oase, în fața dumneavoastră, cei mai mari rugbiști români din ultimii 60 de ani, când părinții voștri nu erau născuți. Și începem să-i prezint cu Alexandru Dumitru. Hai, Mitică, vină în față aici, te rog frumos. Marin Ionescu. Ambii jucători la juniori, la școala sportivă 2, Marin Ionescu la Rapid, iar apoi la seniori, la Steaua București. Celălalt jucător internațional, Florin Opriș. Hai, Florică, și tu. De asemenea, a fost printre noi și Mircea Paraschiv, capitan al echipei naționale și antrenor al echipei naționale de seniori, dar a plecat la un meci pe stadionul Dinamo, la meciul între Dinamo și Baia Mare, semifinala Cupei României. Deci să revenim. În primul rând, mulțumesc părinților, antrenorilor și vouă, dragi copii, că ați venit în această frumoasă sâmbătă de 30 martie 2024 ca să ne bucurăm de rugby pe terenul unde Cristi Mitrea a jucat rugby, a crescut, mai ales că s-a născut vis-a-vis de stadionul Parcul Copilului, ca să știți. Iar acum nu pot să vă spun eu mai multe lucruri despre jucători internaționali care au învins, țineți minte, Franța, Țara Galilor, Irlanda, Scoția și chiar Noua Zeelandă ne-a bătut, dar foarte aproape, la 14-3 la București, țineți minte. Iar acești jucători din fața dumneavoastră vă vor spune câteva lucruri din memoria lor. Domnul Marin Ionescu. Bună ziua! Vreau să vă spun că mă bucură foarte mult că am văzut astăzi o zi de rugby la nivel copii și juniori. Aici, pe acest stadion, am început și eu acest sport care m-a
educat și mi-a dat multe satisfacții. Ceea ce vă doresc și vouă, să continuați acest sport cu drag, să-l îndrăgiți, să vă ascultați antrenorii și să faceți tot posibilul să faceți performanță în acest sport, care peste ani să ajungă la nivelul care a fost în perioada când noi am jucat. Vreau să vă mulțumesc și părinților și, bineînțeles, familiei Mitrea, pentru că duce mai departe această emblemă a sportului românesc, rugby-ul. Sănătate multă și să aveți parte multă de acest sport. Să-l jucați cu dragoste și cu plăcere. Numai bine! Mulțumim domnului jucător internațional Marin Ionescu. Dacă aveți curiozitatea să căutați pe YouTube, veți găsi eseul pe care l-am marcat pe stadionul Amps Park din Cardiff, când România a învins Țara Galilor. Un eseu de kilograme marcat de către domnul Marin Ionescu în fața noastră, în carne și oase. Domnul Șișu a greșit. Am în cap bătaie cu 13-12. Pentru noi România a fost ca o victorie. Un alt jucător emblematic, sacru al rugby românesc, Dumitru Alexandru, cum noi am spus din copilărie, Mituș, cel care are la activ 14 campionate naționale cu un singur club, Steaua București, și un jucător emblematic pe Twickenham cu Anglia. Spune-ne, Mituș, două vorbe, te rog. Dragi copii, mă adresez vouă, pentru că voi sunteți viitorul rugby românesc. Eu am mare încredere în voi, iar voi trebuie să aveți încredere în primul rând în voi și în antrenorii voștri, în profesorii. Eu vă doresc tot binele din lume și voi sunteți viitorul care veți readuce rugby-ul unde a fost. Vă mulțumesc mult pentru tot ce ați făcut astăzi. Mulțumim, Mituș, pentru toată activitatea în cadrul rugby românesc și Asociației Internaționale Române de Rugby. Un alt jucător emblematic, Opriș Florea, jucător la Farul Constanța, una din primele echipe care a jucat în actuala, să zic, Cupa Campionilor Europeni, Heineken Cup, cum se numea pe timpul lui când juca. Ia spune-ne, Florică, două vorbe te rog. Bună ziua! Sunt un om fericit că sunt alături de voi și aș vrea să-mi permite să mulțumesc la toți colegii care sunt astăzi antrenori, care au făcut parte din această, să spunem, generație a rugby-ului și care la rândul lor antrenează. Și în al doilea rând aș vrea să vă mulțumesc că faceți sportul ăsta de performanță de la vârsta asta așa mică și v-aș dori ca să ajungeți cât mai sus și să aveți și parte de un învățământ care să vă aducă cât mai sus. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate. Mulțumim jucătorilor internaționali, de asemenea... Bravo!